sunt niște terenuri foarte interesante. Sunt 5.000 de metri pătrați cu 12 euro metru pătrat. Într-adevăr, aici pe capătul ăsta dinspre drumul e afectat de sârmele de înaltă tensiune. Putem și măsura că e vorba de un teren de suprafață triunghiulară care cred că are o suprafață cam de 1500 ce se pierde cu treaba asta și în continuare 1500 de metri pătrați se pierde cu restricția și după aceea din axul sârmelor 18,5 metri încolo cred că rămân vreo 3500-3200 de metri pătrați care pot fi utilizați, parcelați și se poate și construi aflându-se în intravilanul orașului Alba Iulia. În fapt, de la axul ăsta măsurăm 18,5 și ne mai rămân vreo 30 de metri până în gardul și construcțiile din fața mea. Și tot așa acolo. O să rămână un teren așa de formă trapezoidală de vreo 3000 de metri pătrați. Deci prețul e 60.000 de euro negociabil. No, undeva, știu eu, la 12 euro metru pătrat toată suprafața. Că ăsta din față poate fi folosit pentru procentul de ocupare a terenului.